Înțeles, am înțeles. Dacă e un jucător bun și are disponibilitate, puteți să luați, nu contează că e de la FCU sau din altă parte. E profesionism aici, nu? Nu, păi l-am luat pe Nistor de la Dinamo, nu? Da, și corect. Vorba aia, avea am înțeles. Autocar. Și la vremea respectivă, Dinamo încă era dușmanul de clasă. Acum, ușor, ușor, a devenit FCSB-ul pentru sudul țării. Da, FCSB-ul a devenit dușmanul de clasă? Da, că Dinamo, dacă nu ne-am mai bătut cu ei acolo, sunt câțiva ani de zile de când... I-am luat capitanul, da, cum ar veni o mică răzbunare. Bine, nu vă gândiți că nu suntem meschini, nu? Da, da, da. Dar între ghilimelele domnului Vochin, o mică răzbunare, da? Mică răzbunare după ce Dinamo vi-a luat pe Cămătaru, pe Balaci, pe... Am luat și noi ce am putut, n-am mai avut, dacă n-am găsit... N-am mai avut ce să ia, da, da. A, deci FCSB-ul e dușmanul de clasă. Ați urmărit, nu, toată festivitatea FCSB-ului, sunt convins. Nu. În momentul în care s-a terminat meciul, am închis televizorul, n-am citit niciun ziar de așa ceva, nu pentru că îți faci rău singur, că sigur că te roade, nu? E normal. Și zici, uite, puteam să fiu eu ăla. Echipa, vorbesc de Universitatea Craiova, nu eu ca și președinte. Da, normal, da. Sigur că te doare. Nu, am închis tot și am interzis în casă să se deschide vreun televizor pe canal de sport sau să n-am deschis internetul. Nu m-am nici la mine nu v-ați uitat? Puțin un minut în secret? Nu v-ați uitat. La nimeni. Am înțeles. Trebuie am să o spun. Totul, nu cunosc nimic, n-am văzut, am auzit doar... Am interzis în familie să se deschidă. Ca să fac o glumă, dar sper să nu se supere pe CSB-iștii. Am auzit doar după câteva zile că au fost la Ateneu și n-am înțeles de ce, dar asta e altă discuție. Dar de ce? Cum? Au fost? Păi de ce? Că au fost la Ateneu și nu se pupă ei cu Ateneu sau de ce? Nu știu, fiecare îți aduce gluma cum îi place. Dar este o simplă glumă, sper să nu fie cineva să se simtă ofensat...